Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Rețeta de astăzi se numește Sărățele de casă. Noi o să facem cu chimen și cu susan. Haideți să vedeți ingredientele! Bună ziua! Deci nu avem nevoie de multe ingrediente, ca de obicei. Noi o facem simplu, cum făcea bunica. Deci nu facem sofisticat. Avem nevoie de următoarele ingrediente. O să folosim, începem așa, jumătate de kil de făină, de 500 de grame de făină. Aici avem, eu asta am, dumneavoastră, dacă aveți altceva, am brânză telemea din aia sărată. Eu am pus numai 200 de grame, fiindcă e foarte sărată și n-aș vrea să fie chiar așa sărată. Dumneavoastră, dacă aveți altceva, altă brânză, e foarte bine. Eu din asta am, din asta pun. Deci 500 de grame de făină, adică 200 de grame de brânză telemea. Aici am 100 de grame de smântână grasă, un ou întreg. Aici am 100 de grame de unt și o să folosim și o lingură de untură, untură de porc. Și bineînțeles, un praf de copt. Noi o facem cu praf de copt. Și la final o să folosesc sămânță de susan și sămânță de chimen. Eu cu asta. Voi, dacă vreți, puteți să răzăliți telemea, cașcaval, ce vreți dumneavoastră. Eu cu asta le fac, voi faceți cu ce aveți. Și acum, haideți să începem frământatul. Bineînțeles, știți că făina trebuie cernută. O să cernem făina și amestecăm ingredientele uscate și după aia punem aia lichide. Deci, o să iau un bol, uitați aici așa, și bineînțeles... Mami, ce e mai la toată? Și, dragii mei, după cum v-am spus, am luat bolul și cernăm făina. Eu am cântărit-o, dar n-am cernut-o. Și eu așa sitam, cu asta o cer, n-am altă sită, dar să cearnă foarte bine cu ea, să știți că... Important să cerăm piesa aerișește și nu rămâne cu boturi. O vine și Miriam. Poți să țin și eu? Nu, iubita mea. Acum stai frumos acolo pe scaun și te uiți ca să înveți. Da. Mere un pic mai greu cu ăsta, dar... N-avem ce face, asta este. Gata, mai avem aici și punem și asta. Așa de greu. Dar de ce trebuie cernută? De ce trebuie cernută? Așa trebuie, că mere mai bine. Mai este poate că de ceva în tatinia. Maria nu o cernea, o pune direct. Miriam, te rog frumos, Maria face cum face, eu fac cum fac. Trebuie cernut. E mai bine dacă cern, că s-ar putea să fie ceva și mai aerisit. Acum un pic durează, că o să-mi iau eu și sită din aia normală. Asta mere pentru așa, să pudrez mai mult prăjitura, dar nu să cerne atâta făină cu ea. Na, ce să facem? Asta e pentru altceva, dar eu asta folosesc. O să-mi cumpăr eu și sită, cu siguranță din aia cum era mai de mult, că știți voi că mai de mult era... Așa mare, rotundă, cu margine de lemn, așa avea bunicii noștri. Gata, uitați.
Și tu spuneai că e cernișoare pentru făină. Da. Gata. Vedeți? Acum asta o să punem de aici. Și acum facem o gaură. Facem o gaură, normal. Te rog frumos, Miriam. V-am spus că sare nu punem în ea, că telemeaua noastră este foarte, foarte sărată. Punem praful de copt. Așa. Amestecăm cu ea. Și normal ar trebui sarea, dar eu nu pun sare, că v-am spus de ce. Știți că mâncăm mai nesărat și voi, dacă să n-aveți așa, puneți un pic de sare, un praf de sare. Și acum o să punem ingredientele... Brânza. Bineînțeles, brânza, care o să sfărmăm în ea. Așa. Vedeți că se sfarmă, nu trebuie răzălit. Normal, voi, depinde ce brânză aveți. Dacă aveți brânză cașcaval sau ceva mai ăsta, răzăliți. Eu nu răzălesc, că asta se sfarmă. Uitați ce repede se sfarmă. Se amestecă cu făina ca nisipul. Da, exact. Amestecăm. Mami, da, poți să pui și brânză dulce, dar și brânză sărată, nu? Da, mami, da. De-a-s-i punem sărată. Și untul. Da, și asta o să amestecăm cu făina. Stai să vă arăt cum. Deci o sfârmăm așa, vedeți? Și o să frec cu făina să se facă așa nisipos. Uitați așa se poate face. Eu așa fac. Vedeți? Așa. Și după aia o să mă spăl eu pe mână când am sfârmat tot. Acum și dacă rămâne acolo un pic de bot, nicio problemă, că se topește, deci. Nu-i voie, Mirico. Desfărmăm și amestecăm să se combină bine făina cu brânza, cu untul. O să mai punem și o lingură de untură, punem smântâna și ultima dată o... Și susan și ce? Aia o să punem pe deasupra. Susan. Și lapte, apă, nu trebuie. Dacă o să fie nevoie, să vedem. O să punem o lingură de lapte, dar nu mult. Asta numai depinde cum iese aluatul. Dacă avem nevoie, asta puteți să puneți orice. Apă, lapte, ce aveți acasă, dar nu foarte mult, o lingură, două. Și smântână. Aluatul trebuie să fie destul de tare, destul de sfârtos. Înțelegeți? Dăm, te rog, Miri, lingura. Să punem și smântâna. Te rog să mă lași, te rog, aici să fac treaba bine, că nu-mi place că mă încurc. Ce-am pus smântâna? Dă-mi o lingură curată să iau și untură, ca să nu le bag aici. Și punem, uitați, eu aici am untură de porc. Punem și o lingură de untură. O lingură, atât. Pune capacul, mami, și pune înapoi. Și acum amestecăm și cu asta, bineînțeles. Deci tot vine amestecat. Cu smântână, cu asta. Punem și ou imediat. Dragii mea, noi suntem familia Adam. Miriam n-are stare. Dar vreau să ajung și eu. Păi vrea, păi nu, uită-te și când o să știi, o să faci tu. Nu să faci eu. Așa să fură meseria. Nu poți acum, o să mă ajuți când punem susanul, bine? Și ouul nu, ouul nu poți să pui. Când o să întindă și o să pună semințele de cheme și de susan, că ți-e place acolo să modelezi.
Na, sparge ou dacă vrei, na, hai. Sparge aici ou. Pune ou. Aici pui. No, deasupra. Aici, aici. Perfect. Ai văzut? Am văzut, nici da, o coază. Nici o coajă. Bravo. Nici o coajă. Nici o coajă, și trebuia cu coajă. Băi. O să ne trebuiască, Miriam, să ne aduci un pic de lapte, te rog. Yes! Aia, pun eu. Iar laptele ar trebui să-l încălzim puțin la micro. Un pahar, o cană, cât? Da, 2-3 linguri o să pun aici. Dragii mei, am încălzit un pic laptele, că era la frigider și era foarte rece. Și am un pic așa să fie, nu fierbinte, dar să fie un pic călduț. Și acum, uitați, un deget de lapte am pus și să frământăm. Poate nu o să ne trebuiască tot. Aici am avut eu o smântână. Da, asta, bravo. Da. Și acum o să frământăm. Asta frământă bine. O să frământăm bine. Ca să nu fie galbă, spălmos. O să curățăm blidul foarte frumos. Imediat o să vedeți. Să frământă bine și să lasă vreo oră, nu? Să stea luat. Da. O oră? Da, iubita. Da. După aia îl întinde, îl taie mai câte și pui semințe. Jumătate de oră vrea Mirica să mănce mai repede. Da. Deci, dați seama da, că... după aia, când sunt gata, trebuie să pui oul. Să bagi un albuș de ou și să pui cu pensul la peste și după aia pui asta. Mi-a văzut că știe Miriam. Ea știe. Și să le cai subțin, nu groase. Așa e. Să munce ca să se lipească semințele da. Alea. Da, da. Foarte bine, bravo! Așa. Deci, dragii mei, bineînțeles, mai trebuie un pic frământat aluatul. O să le scoatem pe planșeu și o să lucrăm cu ea numai să mai frământ un pic, nu mult. Miroase a smântână. E normal. Eu cred că să-ți dacă mă las să-l frământ eu și îl lăsăm eu acolo și acoperim. Da. Deci eu obosesc foarte tare când îi de frământat, obosesc. Îl frământ eu și-l acoperim, îl frământ. Da, uitați că aluatul deja s-o legat, mai un pic trebuie frământat și lăsat la odihnit o oră. Dragii mei, am lăsat aluatul să steie, am scos tabla, am dat-o cu un pic de făină și acum întindem aluatul. Da, haideți! Dar poți să întind și în una. Uitați, le tăiem așa, dar ce să prindem? Se lipește de la ulei. Doar nu fac Miriam. Așa. Aș. Mai groase. Acum nu o să le tăiem perfecte, da? Așa, fâșii de un dege, două, maxim. Noi le facem de obicei mai late, nu așa, înguste. Și după aia le tai în jumătate. În jumătate e prea mare, în vreo trei. Unu, doi, așa. Și mai tai o dată.
Acum ține tepsia, te rog frumos. Yes! Pune tepsia aici și le punem așa frumos, câte una. Lăsăm un pic de distanță și încercăm să le punem. Nu le-ai făcut drepte. Acum... Oh, sunt lipite astea. Nu sunt lipite. Ba da. Acum nu contează forma, important să fie bune. Nu le-am prea avut cu desenul. Așa. Zece pe un rând. Trebuie un pic de distanță, că ai loc. Tava e mare. 10, 9 și 10. Astea sunt lipite. Dar ce condimentul e ăsta, mami? Chimen, chimen. O să fie de 100 de ori mai bine ale arte. Eu l-aș face pe toate cu chimen acum. Nu, eu l-aș face pe toate cu Susan. Se poate cu orice. Nu. Oricum o să fie bun. Sper. Opa. Ai văzut? Eu am zis că... Uite. Arată ca ciocolată albă. Dacă le pui așa, intră mai multe. Așa? Te rog, Miriam, te rog. Să știți că nu o să avem loc să le punem pe toate. Poate o să rămână în tepsia aia la altă. Da. Deci cam atât. Aia le pui în aia la altă. Nu mai am loc. Aici ai vetat să mai pun una. O să vedem, poate, dincolo. Deci, dragii mei, o tepsie am făcut. Facem și pe ăsta la alt. Gata. Nu vreau să le întind, că vedeți că nu lăsăm un pic mai groasă. Prima dată le tăiem și după aia le că se taie mai bine. Vedeți? Uitați. Ce-a spus eu? Maria știe tot timpul mai bine. E prea subțire, Mihai? Care-i baiul? Nu știu. Și acum să dau. Și acum... Nu le faci cu ou. Sau, nu, taie-le toate așa. Taie-le după aia le faci cu ou. Așa... Și așa, și acum ai trebuie să fac ou. Eu pun să-i mergem în apă.
Vrei să nu le lipești una de alta. Gata. Avem ușor. Copii, da. Numai ușor, iubit, ușor. Trebuie să faci bine peste tot. Mai pui mult. Păi da, trebuie să fac peste tot. Așa. O punem Susan. Da, eu am aici în borcănuțul ăsta Susan și pe ăsta punem Susan. Voi dacă vreți puneți telemea, cașcaval. Ce doriți să puneți voi, cu ce vă place? Se poate cu orice. Este și sămânță, sunt mai de multe feluri, orice se poate pune peste. Acum mai mult, mai puțin, cum vă place. Eu am pus un pic mai mult, că așa ne place. Și acum noi numai o să punem în tepsie, să facem un pic de loc, ca să am loc unde să le pun. Și o să punem la cuptor. Na, hai. Punem și astea cu Susan. Să le punem mai rare, că sunt mai groase. Mănânci la 2 metri, dar mai aproape. Dragii mei, voi știți lucrul ăsta. Să faci așa ceva, îți ia mult timp, desert și din asta, răbdare, migăleală, deci nu e așa că dai o palmă și ai gătat. Nu, trebuie migăleală, lucru, frământeală, multe, dragii mei. Mie așa îmi place că... migăleala, eu dacă aș fi muiere, m-aș migăli, dar nu. Mie nu, deci niciodată nu m-au plăcut lucrurile mărunte, care durează, n-am avut răbdare, deci... Eu mori fără răbdare, bă, așa e frumos. Îmi place să faci frumos, da, dacă aș ști eu să desenez, ce m-ar place. Te rog să mai faci de acolo loc, că văd că avem destule. Aici o să punem. Aici mai intră vreo două, trei. Ai făcut loc acolo? Da. Mai avem, uite, vezi? Aici chiar numere. Încearcă să le... Ia să le pui mai apropiate. Păi, am crezut că de data asta am mai puțin, dar să știți că nu e așa. Cum dacă se lipeze, mai desfacem noi. Și cam asta e și vine puse la cuptor. Dragilor, ne-am băgat în cuptor. Deci punem la 180, Mihai. Cam așa, uitați, 100... La 180, timp de vreo 15-20 de minute. Cam așa e, 180. La ventilator, vedeți,
încălzește și sus și jos și cam vreo 15-20 de minute sperăm să fie gata. Sperăm să iasă și bune. Cu siguranță iese bune, că am mai făcut. Veniți cu noi să vă dăm sărățele, dragii noștri, vă așteptăm. Nu uitați să vă uitați la noi, la videoclipurile noastre. Și o să revenim când sunt gata. Și uitați sărățelele noastre. Dragii mei, acum am scos tava, e fierbinte, nu putem scoate, Miri n-are răbdare, dar trebuie să așteptăm că e foarte, foarte fierbinte. Uitați ce frumos arată, ce bine s-a făcut, ce bine arată, vedeți? Dar e foarte fierbinte, mai am o tavă care e în cuptor încă. Așteptăm să se facă și aia și atunci, bineînțeles, am pregătit aici și o tavă și o să le punem acolo, numai să se răcească un pic, miroase extraordinar, dragii mei. Mie îmi place să le mănc ori cu maioneză, ori cu iaurt. Așa că, așa de fain miroasă și... Nu, te arzi, mami, te arzi. Nu mă ard. Că asta e urâtă. Chiar, deci e foarte fierbinte, nu se poate mânca, că și eu am vrut să le scot, dar nu pot, fiindcă e foarte, foarte fierbinte. Dar nu, se poate. S-a făcut foarte bine, ne place, miroase extraordinar, e foarte, foarte gustos. Și încercați și dumneavoastră, dragii mei, că nu o să vă pare rău, sincer. Ați văzut cât e de simplu și ce repede să face și ceva gustos. Dimineață puteți ronțăi, seara, când doriți, mere, oricând. E foarte delicios, foarte gustos, miroase, extraordinar și la gust. Voi, dacă mai vreți, v-am spus, puteți să puneți sare mai mult dacă vă place mai sărat. Dacă nu, e perfect. Deci nu e sărată tare. Noi nu putem mânca așa sărat eu cu Mihai. Gândiți-vă, eu am pus numai telemeaua aia, dar telemeaua aia ce am pus eu era foarte, foarte sărată. Și de-aia n-am mai pus eu sare. Dar voi să puneți dacă vă place mai sărat. Mă așteptăm vreo 3-4 minute. Că am pus două tăvșeaie deasupra, văd că s-o copt asta și aia la altă. Păi mai... nu se face două, da, dată, se fac... numai una. Da? Și din jos și din sus. Și de da. Așa că să trebuie să așteptăm și când e gata și ăla, la finim cu finalul. Ți-am spus eu care cu susarea să fie mai bună. Astea sărățele, le-am scos și tavele alte cu chimen. Da, dragii mei, uitați ce bine arată. Foarte gustoasă, e nemaipomenit. Deci e foarte bun și cu chimen și cu ăsta. Vreau să vă arăt ceva ca să filmez de aproape. Uitați-vă aici, aici. Să vede? Yeah. Uitați-vă aici. Ce fain. Super, e așa... crocant, așa, sfărmos, foarte, foarte bun, dragii mei. Miroasă extraordinar. Atât ai de gustos, credeți-mă, pe bune, deci nu vă mint, atât ai de bun, de nu e adevărat. De cel mai bun sărățele ce-am mâncat vreodată, credeți-mă. Deci e super, super, super. Deci nici nu sărăcit bine, noi deja nu mai putem. Miri, Miri, e cald. Să știți că o ieșit extraordinar, încercați cu încredere că nu o să vă pare rău, e ceva delicios, simplu și delicios. Dragii mei, ăsta e o rețetă veche, veche de sute de ani de la bunici. Să știți că așa se făcea mai de mult, nu cu cașcaval, mozzarella, cu... așa, ui, cașcaval în 10 culori și nu știu ce, brânzeturi și nu știu cum. Face fiecare cu untură. Da, da, adevăratul sărățele ei este cu untură și cu telemea. Așa că faceți așa, dragii mei, și să vedeți diferența. Eu zic că nu, unde, casă, unde, nu știu ce, încercați așa și să-mi spuneți cum e. Așa că nouă ne place, eu numai așa o să fac.
Așa că, dragii mei, asta este rețeta mea, care știu eu să o fac și o fac des. Încercați și voi și atunci să-mi scrieți dacă v-a plăcut. La revedere! Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit, urmăriți-ne și în continuare. Vă doresc poftă bună, dragii mei, și vă spun la revedere! La revedere.